Cum ar fi să poți vedea lumea în culori pe care cei din jurul tău nu le pot percepe? În nuanțe atât de rafinate, încât cuvintele propriei tale limbi încetează să te mai slujească. Așa că pentru o vreme prefer tăcerea. Și cum ar fi, în schimb, să percep lumea în culori pe care cei din jurul tău le cataloghează ca fiind greșite și atunci încearcă să te corecteze și să te îndrepte tot timpul? Sunt Cristina Gogianu și vreau să împărtășesc cu voi bucuria de a fi tradus o astfel de poveste. Este vorba despre un roman recent apărut la Humanitas Fiction, Viețile secrete ale culorilor, de Laura Imai Messina, o scriitoare pe care publicul român deja o cunoaște și o scriitoare care trăiește și creează într-un dublu orizont cultural, cel italian al culturii de origine și cel japonez al culturii de adopție. Ei bine, cu acest roman intrăm într-o lume aparte a culorilor și nu numai. Ele însă vor fi cele care ne vor conduce. În primul rând, Miu, eroina noastră, trăiește printre vopseluri și țesături, crește și trăiește printre vopseluri și țesături, în atelierul familiei în care, de generații întregi, se cos și se îmbracă kimonourile tradiționale de nuntă și romoku. Miu însă este tulburată de imprecizia limbajului în fața acestei bogății aproape nesfârșite de nuanțe. O tulbură felul în care oamenii folosesc același cuvânt pentru ceea ce ei îi se pare ca fiind aproape de nedescris, de nepus în cuvinte. Așa că niciodată galbenul nu va fi galben și albastrul nu va fi albastru, ci va fi un albastru de la 7 seara sau cu tot felul de alte epitete pe lângă. Iar un lucru care o va tulbura cu atât mai mult este descoperirea, aproape ca o epifanie, pe care o face copilă fiind, când vede și înțelege că fiecare persoană poartă cu sine o culoare aparte, de fapt un amestec de culori, de câteva nuanțe, din care rezultă o culoare unică, în pliurile căreia, se întreabă Miu sau intuiește Miu, se ascunde poate chiar însuși destinul acelei persoane. Iar din clipa în care descoperă acest secret, descoperindu-și astfel și darul, Miu nu va înceta să caute și să-și noteze într-un carnețel al ei aceste culori unice pe care le va întâlni de la persoanele cu care se va intersecta, fie și numai sporadic. Și pentru Aoi, protagonistul romanului, culorile au o viață tainică, pe care însă el mai degrabă o intuiește decât să o cunoască ca atare. Și asta pentru că ochii lui Aoi văd altfel. E însă o culoare pe care Aoi o cunoaște și va ajunge să o cunoască ca nimeni altul. E vorba de negru, pentru că Aoi, alegând să ducă mai departe meseria tatălui său, îi însoțește pe ceilalți prin ziua lor cea mai întunecată, cea a morții proprii sau a morții cuiva foarte drag. Ei bine, din întâlnirea lor, deloc întâmplătoare, veți vedea de ce, se dea până firul a mai multor povești, povești care le aduc la oaltă familiile, într-o alternanță continuă între prezent și trecut, între vină și posibilitatea iertării, căci spune Aoi, reproducând cuvintele tatălui, niciodată nu este prea târziu ca să faci pace, o alternanță între dorința autentică de a-ți cunoaște părinții dincolo de relația unilaterală fiu-părinte sau copil-părinte și în același timp teama adâncă de a cunoaște și de a afla secretele acestora. Laura Imai Messina construiește o pledoarie luminoasă pentru acceptarea celuilalt, pentru cunoașterea și îmbrățișarea celuilalt în diferența lui adesea tulburătoare, pentru lărgirea orizontului în care percepem lumea și în care ne percepem în definitiv pe noi înșine. Căci, spune ea, prin cuvintele lui Aoi, pe care aș vrea să vi le citesc, este fundamental să pornești cu sufletul bine pregătit. E nevoie să te înarmezi împotriva fricii, a superstiției, a tuturor celorlalte piedici ale inimii. Vă doresc lectură plăcută!